Bine v-am găsit, dragi prieteni! Astăzi mergem în anul 1992. Mai exact, anul în care Danemarca a fost chemată din vacanță pentru a câștiga campionatul european. What? În 1992, Danemarca era chemată din vacanță să câștige campionatul european. La turneul european din 1992, regulile erau puțin diferite. Participau doar 8 echipe, iar la victorie se acordau doar 2 puncte. Danemarca pierduse grupa de calificare în dauna Iugoslaviei, dar din cauza războiului care i-a împărțit pe vecinii noștri, Națională a fost descalificată și danezii erau chemați din vacanță să participe la campionatul european. A, aveau o săptămână la dispoziție să formeze un lot pentru turneul final. Adunați de pe plaje și fără foarte multă pregătire, la mai puțin de o lună de zile, erau campionii Europei. Danemarca a fost trasă la sorți într-o grupă cu Anglia, Franța și țara organizatoare Suedia. Germania urma să le strice sărbătoarea organizatorilor cu o victorie cu 3 la 2 la capătul unui meci în care au condus pe aproape întreaga durată a partidei. Iar Olanda avea să fie eliminată la penaltiuri de Danemarca, o națională care șocase deja cu succesul în fața Franței în meciul decisiv. Kim Vilfort, Mijlocașul danezilor spune despre ultimul meci al grupei cu Franța că ei credeau că merg acasă. Dar Henrik Larsen și Lars Elstrup au marcat golurile care au dus Danemarca în semifinale pentru o întâlnire directă cu deținătoarea trofeului. Nici împotriva Olandei șansele nu erau de partea danezilor, dar Peter Schmeichel a fost erou național după ce a apărat penaltiul executat de Van Basten la loviturile de departajare, Scorul în timpul regulamentar fusese egal după dubla lui Larsen și reușitele lui Bergkamp și Raikard. Cu surpriza deja înregistrată prin prezența în finală, danezii nu puteau să facă altceva decât ce au făcut și până în acel moment. Să continue să se bucure de fotbal și să spere până la final. Doar nu și-au întrerupt degeaba vacanța. Presiunea era în tabăra campioanei mondiale, care își dorea autoritatea supremă pe glob cu titlul mondial și cel european în același timp. John Jensen în minutul 18 și Kim Vilfort la fix o oră distanță au stricat planurile nemților și Danemarca devenea campioană europeană pentru prima și până în prezent singura dată în istorie. Performanța naționalei Danemarcei a adus trei jucători în top 7 pentru balonul de aur din anul 1992. Niciunul nu s-a clasat pe podium, ci doar pe pozițiile 5, 6 și 7. Peter Schmeichel, jucătorul lui Manchester United și frații Laudrup, Brian la Fiorentina și Michael la Barcelona. Cam asta este povestea danezilor plecați în vacanță și deveniți campioni europeni. Sper că v-a plăcut. Wikisport 1 vă urează o zi plină de realizări.